Imaginează-ți că într-o zi vezi la știri că un liliac care s-a transformat într-un bărbat a fost surprins omorând oameni, mușcându-i de gât și sugându-le tot sângele, iar când a terminat s-a transformat din nou în liliac și a zburat în negura nopții. Poate vă gândiți că acesta este un titlu de marca Dan Diaconescu și OTV, dar nu. Cu siguranță vorbim despre cartea Dracula scrisă de Bram Stoker, pentru cei dintre voi care nu știu, înainte ca Dracula să inspire nenumărate show-uri TV, filme, cărți sau costume, a fost un simplu caracter dintr-un roman scris de Stoker, publicat în 1897, însă ideea în sine despre Dracula este una interesantă. De aceea vom explora întrebarea de astăzi: dacă Dracula ar fi fost real. Cu toate că mulți se referă la acest caracter ca și Dracula, numele său real este Contele Dracula. Însă, cu toții știm că se face referire la Vlad Țepeș, unul dintre cei mai mari domnitori ai țării noastre. Totuși, în acest videoclip ne vom concentra atenția pe cartea Dracula scrisă de Bram Stoker, prima carte despre Conte. În roman vei învăța că Dracula a fost un soldat, un om de stat și un alchimist. Era incredibil de inteligent, neînfricat și per total un om educat. Totuși, la moartea sa, Dracula a fost înmormântat într-un mormânt măreț din castelul său. De aici, el s-a transformat în vampir trăind câteva secole. În carte se spune că provenea din Transilvania, însă avea rădăcini ungurești. În realitate, el s-a născut în Sighișoara fiind fiul lui Vlad Dracul și al unei nobile transilvanene. Dracula a fost de fapt descris ca un tip carismatic care își folosește farmecul pentru a obține ce dorește, un fel de James Bond. Cu toate acestea, nu te lăsa înșelat de aparențele acestuia pentru că este incredibil de puternic și periculos. Castrigoi se crede că Dracula și-a dobândit puterile după ce a făcut un pact cu Diavolul, deci în afară de ridicarea din morți, ce alte abilități sau puteri avea Dracula? Multe, mult mai multe decât a se transforma într-un liliac și să sugă sânge. De fapt, acestea reprezintă doar vârful icebergului. Pentru începători, da, el își poate schimba forma într-un liliac, dar în același timp se poate transforma într-un lup, un câine mare, la fel și în ceață, sau pur și simplu să dispară în negura nopții. Atunci când luna strălucește pe cer, el are abilitatea de a călători precum praful. În afară de schimbarea formei, Dracula are de asemenea o putere supraumană, echivalentă cu cea a 20 de bărbați. După cum știți, el nu are umbră, nu poate fi văzut în oglindă. Are o agilitate generală ieșită din comun, urcându-se în poziție verticală pe pereți. Dracula are de asemenea puteri hipnotice, telepatice și abilitatea de a provoca iluzii. Poate controla diferite animale precum șobolani, bufnițe, lilieci, vulpi și lupi. În afară de asta, Dracula are de asemenea abilitatea de a manipula direct vremea și elementele naturale, cum sunt furtunile sau ceața. Totuși, cea mai caracteristică abilitate a contelui este abilitatea de a-i transforma pe alții în vampiri atunci când îi mușcă. Mulți știu că Dracula suge sângele victimelor sale printr-o mușcătură în zona gâtului, însă acest act nu îi omoară, ci îi transformă în vampiri care se vor alătura armatei sale. De asemenea, cei care cad victimele lui Dracula vor deveni nemuritori. Desigur, sângele uman este singurul lucru cu care se hrănește contele și armata sa. De fiecare dată când consumă sânge, Dracula devine mai puternic și mai tânăr, deci nu arată bătrân chiar dacă a trăit câteva sute de ani. Chiar dacă posedă toate aceste abilități remarcabile, Dracula nu își poate vindeca rănile. Acest lucru este evidențiat atunci când se spune în poveste că pe fața lui era vizibilă o cicatrice la câteva luni după ce a fost lovit în față cu o lopată. Chiar dacă nu îl deranjează să se hrănească cu bărbați, se pare că Dracula preferă victimele de gen feminin. După cum putem vedea, el este incredibil de puternic, dar are de asemenea niște slăbiciuni. Atunci când vede sângele, Dracula va intra într-un fel de transă, alimentat de nevoia de a se hrăni și va rămâne în transă până când nevoile lui sunt îndeplinite. O altă slăbiciune a contelui este lumina solară. Contrar credinței populare, soarele nu îi arde pielea și nici nu îl omoară. În schimb, îi micșorează puterile până în punctul în care nu le mai poate folosi deloc. Cu excepția faptului că schimbă forma exact la răsărit, prânz și apus pe parcursul unei zile întregi, Dracula este doar un tip obișnuit, doar că nu se mișcă. Pe perioada zilei, el este într-o stare de paralizie, nu se poate trezi și nu se mișcă prea mult. Pentru a intra în această stare de somn profund la răsărit, Dracula trebuie să se afle în sicriul său din Transilvania sau să aibă sol din Transilvania în apropierea sa. Contele pare să aibă cea mai mare putere atunci când se află pe pământ natal, în sicriul sau în castelul său. În ceea ce privește anihilarea lui Dracula, pare că simbolurile religioase sau usturoiul au cel mai mare efect asupra lui. Mai exact, crucifixurile par să fie criptonita contelui. Acest lucru se întâmplă pentru că o cruce este văzută ca opusul diavolului și răului în general. În schimb, nu se știe de ce Dracula este dezgustat de usturoi, însă romanul ne spune că pentru a-l imobiliza pe conte, trebuie să-i pui un trandafir sălbatic pe coșciug. De asemenea, un glonț sacru îl poate omorâ pentru totdeauna. Dacă cumva unul dintre aceste lucruri îl poate dobori pe Dracula, atunci toate victimile lui vor reveni la normal, iar urma lăsată în urma mușcăturii va dispărea. Acum că știm toate aceste lucruri, haideți să vorbim despre ce s-ar întâmpla dacă Dracula ar fi fost real. Cu toate că este din Transilvania, el s-a mutat în Londra unde a început să vâneze victime cu sânge proaspăt. Primele sale victime nu vor fi găsite moarte, ci ar dispărea pur și simplu. Din păcate, toate aceste dispariții vor fi un mare mister pentru autorități, care se vor întreba dacă persoanele respective au fost răpite sau au fugit să se alăture unui cult. La acea vreme era destul de popular. Autoritățile se vor concentra mai bine asupra problemei odată ce vor înțelege că majoritatea victimelor sunt din Londra. Odată ce este determinat că acest om este responsabil pentru dispariția oamenilor pe care i-a atacat, se va porni o investigație asupra celui numit Dracula. La început, farmecul său îi va păcăli pe investigatori, dar în cele din urmă adevărul va ieși la iveală și anume că Dracula este o ființă nemuritoare care se hrănește cu sângele oamenilor, transformându-i în vampir după ce îi mușcă de gât. Din păcate, atacurile convenționale, cum sunt armele de foc sau loviturile puternice, nu vor avea niciun efect asupra lui. Dacă un om alegi încearcă să îl atace prin spate cu un cuțit, lama va trece prin el de parcă ar fi o fantomă. Acest lucru ar fi problematic pentru că nimeni nu va ști cum să oprească o fantomă nemuritoare. Este posibil ca orașul Londra să fie închis și nimeni nu va mai ieși sau intra. Asta până când vom realiza că Dracula își poate schimba forma și va putea evada din orice capcană îi va fi întinsă. De teamă și din cauza lipsei unei modalități de a-l opri pe Dracula, este foarte posibil ca unii să se conformeze căilor sale și să se alăture pur și simplu armatei lui. Alții poate vor căuta locuri unde să se ascundă, fie că vor fi în alte țări sau insule îndepărtate. Din păcate, să te ascunzi de Dracula nu va fi un lucru bun pentru că te va găsi și te va transforma într-un vampir după cum se știe că face. În cele din urmă, toată rasa umană va cădea victima lui Dracula și armatei sale, transformându-se inevitabil în vampiri nemuritori, omorând tot ce este bun și pur. Totuși, la un moment dat, vom învăța că slăbiciunile sale sunt usturoiul și crucifixul. Contrar credinței populare, înjunghierea lui Dracula în inimă cu un săruș sau o cruce din lemn nu este o modalitate de a scăpa de acesta conform cărții. În schimb, soarta lui Dracula va fi pecetluită după ce este decapitat și înjunghiat de mai multe ori în inimă. Totuși, aceste lucruri se presupune că vor fi posibile doar în casa sa din Transilvania și va fi neclar de ce doar aceste lame de cuțit și săbii îl vor afecta pe Dracula. Poate că este legat într-un fel sau altul de tărâmul său natal. Doar aici se poate odihni, dar tot aici poate fi omorât. Deci ce înseamnă toate aceste lucruri? Ei bine, pentru cei destul de norocoși care încă sunt oameni, aceste suflete curajoase vor fi însărcinate cu salvarea rasei umane. Dat fiind faptul că Dracula este un personaj supranatural, întreaga lume va deveni mult mai spirituală cu toate că nu va fi o modalitate certă care să oprească un alt atac. Deci, ca un rezumat, dacă Dracula ar fi fost real, majoritatea dintre noi am murit și sau am devenit vampiri servindu-l până la moarte. Dacă nu vom determina modalitatea de a-l omorî odată pentru totdeauna, nu credem că omenirea va ieși biruitoare în cele din urmă. Armata sa va deveni pe zi ce trece mai mare și Dracula va fi de neoprit. În cele din urmă vom ajunge la punctul în care vor exista mai mulți vampiri pe pământ decât oameni, iar de aici șansele noastre să supraviețuim sunt aproape nule. Voi ce credeți? Dacă Dracula ar fi real, îl vom putea opri sau vom fi învinși? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!